Îi dau, ca să zic așa, microfonul domnului Cojocaru, care m-a văzut într-o vară undeva la Liga Navală Română cu două lucrări care au plăcut atât de mult încât și dânsul necondiționat în acel moment m-a promovat și a crezut în mine 100%. Este omul care nu mă lasă să abandonez, chiar cum mă vede că mai am și eu momentele mele de teamă, de oboseală, uneori chiar de dezlădejde. Chiar dacă sunt eu optimistă incorigibilă, mai am și eu momente de astea. Stați liniștit, nu sunt o excepție de la regulă. Vă mulțumesc, domnul Cojocaru, și vă ascultăm. Vreau să vă spun că sunt vreo 8 ani în urmă, când am fost la o expoziție la Parcul Herăstrău, când Asociația Artiștilor Plastici, prin bunăvoința celui de sus, avea două saloane excepționale, m-am plimbat dintr-un salon în altul și am remarcat două lucrări, cum spune Sfânta. Și am botezat eu acum, băi, ce-a făcut femeia asta din cuie, ațe, sârme, înduite, chestii, m-a copleșit. Și am început să scriu despre dânsa, cu gândul să intre, lucrez la o carte cu artiști plastici, Cartea Amintirilor, loc de întâlnire a excelențelor, nu pot să scot, că înseamnă să scriu numai despre ea, la câte materiale i-am dat și personal. Cândva o doamnă m-a felicitat și a zis, v-am văzut pe coperta unei cutii muzicale sau așa ceva. Deci dânsa pusese pe o dischetă sau cum se cheamă, citate din ce vorbisem eu odată despre dânsa. Și, ca să nu mai lungesc, am descoperit doi oameni de mare valoare în țara asta, din punct de vedere arte, că altfel aici în sală sunt și doctori și politicieni de valoare, nu e număr, pe dânsa și pictorul de negru Elian Băcilă, care când toți îi dădeau cu pumnul în cap, eu am zis, bă, maestră, mergi înainte pe linia ta, că e bine. Și au trecut 6 ani. Și de un timp încoace, pictura lui neagră este colorată când o privești. Așa de mult talentare și atrage mult suflet, pune în ceea ce face. Și doamna, la fel, din lucruri ce noi aruncăm. Că cine aruncă, nu știu cum să spun, numai proștii consideră lucruri inutile și gunoaie, pentru că nu știu ce să facă mai departe cu ele. Așa. Despre doamna, despre această expoziție, am scris 15 pagini, le-am redus la 6, voi citi doar 2. Pentru că e așa de frumos aranjat alături, că nu știu la ce este un artist să părăsești mai repede. Și o cred că cu toți vom părăsi pereții și ne vom repezi la mese. Neluța Stăicuț, dacă nu s-aude, Neluța Stăicuț are nea însușit de o valoare și demnitate pe care omenirea nu o poate descoperi decât prin ceea ce oferă, prin scris, proză și poezie, iar cromatic, prin ceea ce îi spune pe simeze, pentru bucuria și mulțumirea tuturor. Pentru artista expozantă, tablourile remarcate de public iubitor de artă și frumos este o adevărată spiciune, iar pentru cei ce iubesc arta și înțeleg frumosul, contribuie la nemurirea lui, este o curățenie a sufletului și mulțumire pentru inimile lor cele adevărate. La vernisaje, artista și publicul împreună trăiesc curățenia morală în clinche de pahare și degustări de preparate gastronomice, culinare. Arta plastică a doamnei Neluța Stăicuț este un discurs ce poate atinge sfera universalității a tuturor adevărurilor general valabile, o adevărată înălțare culturală între creator și opera sa, întotdeauna și pentru totdeauna o proaspătă și originală. În expoziția doamnei Neluța Stăicuț depistăm semnale ale unei lumi invizibile, dar prezente. În fiecare tablou, bântuit de prezența unui semn al aducerii aminte, se simte povara artistică a misterului, a necunoscutului, pe care artista plastică încearcă să-l creeze, ca noi, admiratorii artei sale, să încercăm să ne apropiem pentru a înțelege semnificația creației ca pe ceva care, dincolo de neînțelegerea dorită, a fi înțeleasă, devine ceva firesc.
Secretul biruinței artistei plastice Năluța Stăicuț pe calea adevăratei viețuiri artistice este harul divin pe care Dumnezeu îl a dăruit cu puterea talentului în susținerea unei vei spirituale care poate deveni o realitate cromatică în piață, îndeplinind astfel misiunea primită odată cu harul. Timpul vieții măsurat și vremea trece în zbor, pictează scripa cu dureri și încrede-te în viitor. Așa versul, nu mai nefiind un temperament superficial, arta plastică novatoare, brand Năluța Stăicuț, se înglobează muncă mută, inteligență și imaginație creativă, după spusele unora chircotași invidioși, lucru manual. Este un sentiment care dorește plăceri gustate într-o vagă notă de melancolie printr-o nobilă și demnă atitudine de apreciere în care artista plastică elogiază în stilul său propriu simțul civic, curajul, moderația, prudența, dreptatea, cinstea, religiozitatea, etc., datorită îndrăznețe inspirații care nu poate fi altfel decât divină. Arta plastică novatoare, gen Năluța, Bunicuța, va trăi cu mult peste viețile noastre trecătoare ca un adevărat dialog între cei ce au fost și cei ce vor veni, ca o proprie înțelegere a lumii din timpuri și spații diferite, ca o vizualizare a umanității și spiritualității care nu aparține decât Divinului Creator, noi oamenii rămânând prețios dar al condiției umane, o noutate adusă de momentul ales de destinul necunoscut al fiecăruia. Năluța Stăicuț este un fenomen artistic. Uim o sărbătoare cromatică care, folosind fel de fel de materiale recuperabile, face ca arta sa curajoasă să ne țină într-un continuu exercițiu al privirii. Vă mulțumim!